județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel. Primarul municipiului Ionei și Victor Laurențiu Neghină. Europarlamentarul Dragoș Benea. Președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Deputatul Cristian Paul Itim. General Vasile Genica Apostol, general 4 stele. Se intonează imnul național. Părintele Protopop Ioan Bârgăvan. Slavăstinte, cele de ființă și de viață și nedespărțită-i trăim, întotdeauna, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărat ceresc Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pre toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiește într-un noi, ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și-au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne nouă, deci, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui echipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea,
a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște rogi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile rogilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit ale se-mpline cerele, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Ești, Doamne, pe făuritorii Mare Uniri, pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, pe cum ai auzit cu mine. Domnule Președinte al Consiliului Județean, domnule Prefect, domnule Primar, domnule Europarlamentar, domnilor consilieri, domnilor deputați, dragi români, voi da citire mesajului în al preasfințitului părintului nostru Ioachim cu ocazia Zilei Naționale. Să nu uităm că suntem români. În 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam care și-au consumat viața sacrificându-se pentru ideal care au considerat că niciun efort nu este de ajuns de mare pentru binele acestui popor. Ei sunt părinții nației noastre, iar genul lor rămâne neșert în memoria României. În contextul noilor mutații ideologice, a migrației forței de muncă sau al amestecului intercultural mondial, al conflictelor armate sau politice, naționale sau internaționale. Să nu uităm că suntem români, urmași ai unor oameni de înaltă ținută morală, politică și intelectuală, care au pictorit și ne-au lăsat moștenire o Românie unită și demnă, iar datoria noastră este de a purta cu cinste oriunde în lume numele Sfânt de Român. Ziua de 1 decembrie să rămână pentru fiecare din noi un moment de reflecție la faptele mărețe pe care înaintașii noștri le-au scris cu litere de aur în cartea vieții poporului român. Un simbol pe care să-l așezăm cu demnitate alături de ceea ce avem mai de preț în patrimoniul spiritual național, un imbold la unitatea de credință și de neam, așa cum ne-a fost încredințată de cei care și-au sacrificat viața cu cel mai mare preț. În această zi de sărbătoare națională, vă îndemnăm să ne așezăm sufletele într-o memoria neamului nostru și niciodată uitarea să nu șteargă demnitatea de a fi român. Istoria neamului care ne definește identitatea națională. Să privim cu încredere spre viitorul patriei noastre, să purtăm cu demnitate și curaj numele de român, să respectăm cu recunoștință valorile cardinale care au structurat identitatea acestui popor și să ne iubim țara, căci ea este locul sfințit de sângele martirilor în care ne-am născut, în care ne creștem copii și ne petrecem spre veșnicie părinții. Rog pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de sărbătoare, să inspire pentru conducătorii țării în a lua cele mai bune și înțelepte decizii privind destinul neamului românesc și să ocrotească pe români oriunde se găsesc pe meridianele lumii. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. La mulți ani români
la mulți ani, dragi uneșteni. Am voie să-l salut din suflet pe un prieten, de obicei, îți prietenii dragi, domnule general, aveți respectul nostru împreună cu armata și toți cei care sunteți împreună în biserica noastră, suntem împreună o armată a poporului, a neamului nostru românesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Aleluia! Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui cereți mărivirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a dus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, păi reînvii pe aceea ca arde, pierd iarăși arul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, Nata Lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină, să te slăviască neîncetat. Strig către tine, Doamne, divin într-o adâncuri, strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Cu o admirație de-a Reginei Maria față de România și un cântec mic în cinstea Sfintei Fecioare Maria, te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și adorărilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut pe toate. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută, o România mea. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi oneșteni, la mulți ani, dragi conducători și întâi stătători a acestei cetăți urbe, care într-adevăr dă ton frumuseții vieții noastre umane. Suntem creștini și avem o pierdorință să biruiască crucea lui Iisus. Ea singura crește-n biruință, ne este ajutorul Sfânt de Sus. O Marie, lumea dulce mamă, ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumim din inimă.
Sunt onorat și îmi face plăcere să particip împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare, Ziua Națională a României, organizată aici la Onești, și sunt încântat să văd atât de mult participanți. Ceea ce înseamnă că în sufletele noastre sentimentul patriotic există și va exista atât cât vom exista și noi. Fiecare țară civilizată are o zi națională. Aceasta este stabilită de regulă pentru a aminti generațiilor prezente și viitoare despre cel mai important eveniment din istoria poporului și țării respective. Noi avem ca zi națională 1 decembrie. De ce 1 decembrie? Pentru că în urmă cu 102 ani și 2 ore, exact acum, la Alba Iulia, cei 1228 de delegați din Transilvania, Banat, Crișana și Bucovina și Maramureș au votat în unanimitate în Sala Unirii unirea Transilvaniei cu patria mamă România. Atunci se împlinea un vis de 2 milenii al românilor din spațiul nostru sacru, Getodac, spațiul Carpato-Danubiano-Pontico-Nistrean. Atunci, în această zi, românii au avut fericirea să vadă că au șansa de a trăi în continuare în granițele unui stat național, unitar și independent. Am folosit expresia au avut șansa pentru că foarte multă lume confundă acest vot, ziua votului, cu unirea Transilvaniei cu patria mamă. Lucrurile sunt ceva mai complexe și mă voi referi puțin mai târziu și la acest aspect. Vreau să subliniez că evenimentul de la 1 decembrie 1918 nu a fost un eveniment izolat și nu poate fi desprins și tratat separat față de celelalte evenimente ale anului 1918. Acest an a adus poporul român de la agonie la îndeplinirea celui mai înalt ideal pe care l-a purtat în suflet 2 milenii, așa cum am mai spus. Dacă la începutul anului, și nu chiar la început, pe 7 mai 1918, România a fost obligată de către inamicii ei și din cauza condițiilor create de vecinul aliat de la Est, care s-a retras din război și a lăsat singur, să accepte o pace umilitoare și cruntă, să zic așa, pentru poporul român, pacea de la București, unii mai zic cea de la Buftea, practic au fost două, preliminară și pacea propriu-zisă. În acest an și în urma acestui eveniment, vreau să o spun să știe lumea, că nu trebuie să ascundem asta. Cei care ne-au obligat să o facem, ne lăsau aici o țărișoară mică. Și dacă vă imaginați harta României, vreau să vă spun că potrivit acestor prevederi, partea de sud, Cadrilaterul și partea de sud a Dobrogei, până la calea ferată Fetești-Constanța, aparținea Bulgariei. Mai departe, partea de nord, până la brațul Sfântul Gheorghe, urma să fie administrat de către Austria și Germania. Iar nouă românilor ni se oferea posibilitatea, prin mărinirea domniilor lor, să ajungem cu trenul până la Constanța, aveam acces liber. Aici, în această zonă, începând de la Dunăre, pe la Carpați și pe sub Carpați și peste tot la nord, pe la Carpații Orientali și până în Bucovina, granița venea cu 30 la 40 de kilometri mai spre sud și est față de cât era la intrarea în război. Aceasta era România potrivit acestei păci încheiate în mai 1918. Am avut fericirea
și norocul de a avea oameni înțelepți care l-au sfătuit pe Ferdinand și acesta a înțeles și nu a promulgat această pace. Și bine a făcut, pentru că evenimentele tense pe plan internațional și mai ales pe teatrele de război au determinat o schimbare majoră. S-au dezmembrat imperii. Imperiul Austro-Ungar s-a dezmembrat. S-a proclamat Republica Austria, s-a proclamat Republica Ungară, a abolit monarhia în Germania, au venit trupele franceze și internaționale pe la sud de Dunăre, astfel încât în seara de 9 spre 10 noiembrie, generalul Berthelot, cunoscut nou încă dinainte, din primul război, a trecut Dunărea și au trecut la ofensivă împotriva trupelor lui Mackensen. De asemenea, în Banat au intrat trupele armatei de Orient, conduse tot de un general francez, Desperie. În această situație, datorită, și am spus asta și la Târgu Ocna acest fapt, datorită înțelepciunii conducătorilor de atunci, datorită unei politici externe eficiente, s-a reușit să păstrăm permanent legătura cu foștii aliați, iar în ziua de 10 noiembrie, România a decretat din nou mobilizare. Asta arată, și mobilizarea a fost un succes, arată faptul că românii, după toate necazurile pe care le-au avut, au fost patrioți și au răspuns din nou la chemarea țării. N-a fost nevoie decât o zi, pentru că imediat, pe data de 11, și vreau să țin în minte copiii mai ușor, 11:11, la ora 11, în 1918, s-a încheiat armistițiul general, iar pe noi ne-a găsit această dată, intrați cu o zi înainte, în război, alături de vechii noștri aliați. Asta ne-a ajutat foarte mult pentru întregirea țării. Nu vreau să vă țin prea mult, vreau să spun doar că înainte de Unirea Transilvaniei, la 27 martie 1918, patrioții de la Chișinău au declarat unirea Basarabiei cu România. Au avut mari probleme. Veneau hoardele bolșevice și alungau din Chișinău. A trebuit să intervină armata română cu un corp de armă, de armată, să-i protejeze. Dincolo, și nu trebuie să uităm că de regulă rămâne eclipsată această zi de 28 noiembrie, când s-a hotărât la Cernăuți unirea Bucoviniei cu patria mamă. Acolo au mers formațiuni paramilitare ucrainene și au alungat din toate instituțiile noastre românești, i-au alungat pe conducători și a fost nevoie să meargă o divizie de infanterie să-i alunge și când a ajuns divizia acolo, au început să zvârne pietrele și să sară scântei de la copitele cailor ucrainenilor care înluaseră acest teritoriu. Abia după aceea, peste două zile, s-a revenit la ceea ce spuneam în legătură cu unirea de la Alba Iulia. Nu vreau să vorbesc mai mult decât atât, că unirea nu putea fi înfăptuită pentru că trupele lui Béla Kun, o armată de bolșevici formată pe teritoriul Ungariei, căreia nimeni nu-i mesetea în față pentru că se dezmembrase de celelalte armate, era în Transilvania și nu o părăseau. Împotriva insistenței organelor centrale de la Paris, care hotărau soarta atunci. A fost nevoie ca armata română să meargă, să-și elibereze cu arma în mână și cu victime omenești multe, să elibereze spațiul dintre Carpați și a ajuns până la Tisa. Am fost oameni civilizați și la Tisa ne-am oprit, dar a venit o contraofensivă care ne-a întors înapoi până la Carpații apuseni. De această dată românii s-au reorganizat și nu s-au mai oprit până la Budapesta, pe care au administrat-o, au ajuns acolo pe 4 august și au mai plecat pe 26 noiembrie, când generalul Mărdărescu, comandantul forțelor, a cerut să plecăm. Și mai există o poveste, și nu-i poveste, că acolo, la Budapesta, a ajuns să se ridice pe catargul din fața Parlamentului o opincă spartă românească. Este adevărat episodul, nu vreau să-l descriu aici, cine vrea să mă întrebe, mă găsește în particular și dau explicații. Nu trebuie să ocolim adevărul istoric. Eu nu fac parte din niciun partid politic și nici n-am făcut. Vreau doar
să exprim adevărul care trebuie cunoscut de toți. Am senzația aici că ne situăm la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un secol, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care au înfăptuit unirea în 1918 și noi cei prezenți care le cinstim astăzi memoria. Trăiască România, la mulți ani România! Vă mulțumesc! Ziua, dragi români, dragi oneșteni, mulțumesc domnul general pentru lecția de istorie care a prezentat-o, eu am să fiu mai scurt. Suntem astăzi, în 1 decembrie, ziua României, ziua tuturor românilor. Și această zi o sărbătorim pentru că românii s-au jertfit. Înaintașii noștri și-au făcut datoria. Și fiecare dintre noi trebuie să ne facem la rândul nostru, pentru că mai avem multe lucruri de realizat. România nu este perfectă. Și este datoria noastră să muncim și să lăsăm copiilor noștri să lăsăm copilul nostru o Românie mai bună decât am găsit-o. Mulțumesc! Trăiască România, trăiască fiecare român oriunde se află. La mulți ani! Niciodată în istoria sa, România nu a alergat peste 30 de ani neîntrerupți de democrație. Din această perspectivă, precum și raportat la datele economice disponibile, intervalul 1920-2022 este probabil cea mai favorabilă perioadă pentru țara noastră pentru noi toți. Să nu uităm că România Mare, a cărei piatră de temelie a fost pusă de înaintașii noștri la 1 decembrie 1918, a ființat în jur de 20 de ani până când izbucnirea celui de-al doilea război mondial și consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, odioasa înțelegere secretă dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, au curmat visul unionist al milioane de români. Aproape o treime din cei 104 ani de existență ale României ca stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, așa cum de altfel consacră articolul 1 din Constituție, este reprezentată de România democratică și tolerantă, care, din 1990 încoace, își făurește propriul destin istoric în marea familie europeană și transatlantică, o familie în care prosperitatea și securitatea sunt liniile directoare. Datele economice arată că din 2020 până astăzi, în ultimii 20 de ani, România a avut cea mai solidă creștere economică din Uniunea Europeană, produsul intern brut crescând de 8 ori. E drept, am pornit de jos și discrepanțele față de statele dezvoltate din vest sunt încă acolo. Dar progresul ultimilor 20 de ani nu poate fi trecut cu vederea, este expresia efortului conjugat al unei națiuni care a avut de înfruntat multe vicisitudini și obstacole până să ajungă în acest punct. Un drum început în 1989, cu răsturnarea regimului comunist și care a continuat cu repere temporale, precum consensul de la Slavov, 1995, ce a statornicit orientarea pro-occidentală a României, alternanța democratică la guvernare și, în cele din urmă, aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Am luptat și am muncit ca să fim ceea ce suntem astăzi, tot ceea ce am realizat ca popor, este rodul strădanilor românilor de acasă și de pretutindeni, care, pe orice meridian s-ar afla, fac cinste națiunii din care provin și celor trei culori ale drapelului național. Pentru că noi toți suntem România. La mulți ani, oneșteni, la mulți ani, România! Ne-am adunat astăzi aici, așa cum o facem an de an, pentru a sărbători Marea Unire. Ziua de 1 decembrie 1918 este piatra de temelie care a stat la baza construirii și păuririi României mari, României unite, puternice și suverane. Ziua de 1 decembrie 1918 este momentul în care bărbații țării de la acea vreme, sprijiniți de toți românii, și la sentimentul tuturor românilor, s-au așezat la aceeași masă și au pus bazele României mari, României unite, României puternice și suverane. O Românie frumoasă pentru care bravii noștri eroi au luptat și au căzut pentru ca noi astăzi
la datorie pentru ca noi astăzi să trăim liberi, să circulăm, să ne exprimăm și să muncim liberi în țara noastră. După frumoasa lecție de istorie ținută de domnul general, nu rămâne decât un singur lucru în această zi sfântă pentru țara noastră. Să vă rog să fim mai buni, mai înțelepți, mai îngăduitori, mai smeriți în așteptarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, Onești, la mulți ani, România! De bune coroană primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Parlamentul Parlamentul Europarlamentul European. Instituția prefectului Bacău. Prefect Lucian Bogdanel. Consiliul Județean Bacău. Asociația Veteranilor de Război și Asociația Culturilor. Deconectopopiatul Onești. De bune coroană, Partidul Social Democrat. De bune coroană, Partidul Mișcarea Populară.
de pune coroană USR. De pune coroană Poliția Locală Onești. De urgență, detașamentul de pompieri Onești. Direcția Generală de Asistență Socială Onești. De Pregolană 10 DPV SA Onești. Onești.